Renault Captur 2023, culoarea gri Highland. Deci aici avem farul LED, condiții. Tot așa sunt ele. Renault Captur 2023, 1.3 turbo benzin, 130 de cai. Aflăm farul LED și spate. Camera spate. La fel avem senzor de parcare spate, cât și senzor de parcare față. Se ne parcare față, care sunt folosite într-o culoare cu grila. Mașina arată foarte bine, compartimentată în două culori, acoperișul negru, prin ocolințele, iar mașina este SUR. Câteva date despre mașină. Prețul este de 21.170. Portbagajul este 536 de litri. Versiunea Intens este cu două poziții, portbagajul, plată de rezervă integrală. Iată așa este interiorul la Renault Captur 2023. Avem harta poziționată aici. Lumina este și cu versiunea automată. Avem încălzire volan, încălzire scaune față, 3 moduri de condus. Comenzi la volan, cruise control, limitator de viteză. Aici avem comenzi pentru a răspunde la telefon sau de selecta ce avem nevoie la panou să vedem harta sau mașina, consumul, date despre parcurs. Putem să alegem harta, ca să fie comod la condus. Și avem aici încadrat buton stop start. Avem un ecran tactil 7 inch. Deci avem harta atât aici pe ecranul de 7 inch, cât și pe panoul nostru de bord. Ecran tactil foarte bine lucrează, răspunde foarte rapid la comenzi. Dacă punem modul sport, să schimbați și aici, My Sense se schimbă și aici, sau Eco. În dependență de modul de condus, se schimbă și lumina ambientală din mașină. Deci iată așa, senzor de parcare atât față cât și spate. Putem să-i oprim. La fel și camera spate. Iată așa este camera din spate. La fel sunetul putem să selectăm care să fie tipul de sunet. Volumul la sunet mai tare, mai încet. Lăsăm la 3, e ceva ok. Deci și sistemul, avem și limba care dorim să o selectăm. Practic sunt toate. Alegem română. Informații despre ecran, tastatură, sunet, ca să reglăm sunetul. Așa, aici sub volan avem o manetă foarte interesantă care ne ajută să pornim, să oprim muzica. Dar la fel poate și de aici de pornit. Ce țin de cutie, avem o cutie în 7 trepte, dublu ombreaj, EDC,
din 7 rapoarte. Avem butonul parking, automat când apăsăm se pune neutru și merge în, se activează frâna de parcare. Lângă frâna de parcare avem butonașul acesta A, adică auto hold, care menține mașina în rampă.